Într-un fel, eu sunt înrudit cu biblioteca dumneavoastră. Eu v-am spus doar că port porecla cărturarilor HD-ul. Și în timpul lui Ștefan cel Mare erau trei pârcalac, unul la Suceava, unul la Hodin, dar cel de la Roman, în afară de HD-ul, purta și numele Țopa. Și de acolo s-au desprins două ramuri. Una s-a întors înapoi în, no în nordul Basarabiei, în Diuni și Provinii și Bunielul meu, de la Sauca, Briceni, sate de acolo. Dar altul a venit pe linie la Nisporieni. Vă zic că și cam S-a în... de pe mamă, da? Da, nu asta, Așa, de pe tată. da. Da. Vă zic că, într-un fel, tot mă simt așa. Acum, noi cu o echipă nu prea mare, edităm serialul în 15 volume, Localitățile Republicii Moldova, și noi de fiecare dată am făcut prezentarea la biblioteca dumneavoastră. Îl aveți, acum mâine dăm în tipografie volumul 14 și ne mai rămâne ultimul pentru anul viitor. Lucrăm cu întârzială la serialul acesta. Eu personal am scris istoria și dezvoltarea în timp a peste 500 de orașe, sate și cătune. Cu Pentru care, ca iar, să într-un film, s-o pot și cu dânsii în pentru ca realitate. să scriți, fiindcă ați scris peste 65 de volume, am enumerat o sumedenie de materiale, trebuie să ai cunoștință. Deci, totuși, la baza celor scrise de dumneavoastră stă măria sa cartea, lectura. Deci, vreau să știu care carte v-a marcat în viață cel mai mult? Care vi s-a întipărit pentru totdeauna. Nu, e greu să deosebesc o singură carte, pentru că eu la toate țin în măsură egală. Dar, repet, pentru mine o a contat foarte mult tot ce cu literatură mai mult documentară, bazat pe documente, chiar și cei ce dumneavoastră editați și de astea încă mulți ani, pentru că asta e foarte important. Literatura artistică o citesc cu plăcere, dar, mă rog, că asta e de alt domeniu, așa. Pe mine mai mult mă atrage, și aia asta completează cunoștințele profund, literatura, eu a zis și așa, documentară. Da, iată, când în proces de muncă, când vă puneți un scop de a soluționa o problemă în scris sau material sau o carte, deci oricum vă folosiți nu numai de biblioteca vastă a familiei pe care ați adunat-o pic cu pic de ani de zile, din tinerețe până în prezent. Probabil că folosiți și serviciile bibliotecilor publice, sau Da, nu? numai decât, foarte mult, mai ales acolo unii cartea rară. La cartea rară nu au fiecare posibilitate să... Și Acces. eu sunt în relație bune cu Biblioteca Academiei de Științe, că de altfel foarte multe din materiale, anume din cărțile rare apărute cândva, până la război, cu mult, în secolul trecut, noi ne folosim în munca noastră zi de zi. Și nu pot spune că eu fac mari descoperiri. Pur și simplu sunt lucruri care erau cunoscute, adică fixate, dar nu sunt cunoscute. Ele trebuie puse la locul lor. Eu când vin în unele sate și ei de la mine află, ca de pildă, ce v-am spus, ea ca ultima carte, ei de la mine au aflat că Văscăuț a fost moșie lui cronicarul Miron Costin. Și satul a luat nasteri pe moșia lor. Și acum gimnaziul îi dau numele lui cronicarul Miron Costin. Și așa e în multe domenii. La bardă, la unde te duci, multe noutăți n-au de unde să le știi pentru că Dar n-au iată în făcut. prezent, domn Ciopa, ce carte citiți? Acum sunt foarte ocupat cu munca asta, care vă spun că... Volumele cu ediția. Da, și asta. Cei ce am studiat și studiez încă, cum Vasile Șoimaru cu toate lucrările lui, pentru că ele sunt bazate pe fapte reale, concrete, documente și mai departe. De altfel, am de gând și chiar să prezint eu o lecuță altfel pe Vasile Șoimaru. Eu vă cunosc din tinerețe, de foarte mulți ani.
cu atât mai mult că ați contribuit și la schimbarea spre bine a soartei mele. Ați avut pe parcursul anilor și funcții destul de importante în stat, dar întotdeauna ați păstrat intelectul, cultura, bunăvoința, atenția față de toți oamenii, indiferent din ce pătură face parte. Cum de explicat lucrul ăsta? La bază tot cartea și lectura asta sau și acei 7 ani de acasă sau toate sunt, sau și una și alta? Nu, la bază este un gând pe care mi l-a spus bunielul meu. Stăteam la vie, la colibă, cu un rug micuț în fața, lângă colibă, cântau broaștele în vale, știți, vara frumoasă, și el îmi spune: Toader, le faci oamenilor bine și încă poți ajunge rău, dar dacă le faci rău, pe ce te bizui? Ia ca asta, la asta se adaugă și cartea și toate celelalte. Și dacă s-a observat, în toate cărțile mele predomină optimismul. Chiar și acolo unde a fost, în perioada de război, de foame, care nu ați luat din asta, ia uitați, voivozi inspirației. Vă închipiți despre ce merg? Sau ăsta, cu dezanță în aripată, sau condamnat la zbucim, demnitatea nu se vinde, sau alte din lucră. Asta trebuie să predomine, nu răutatea. Răutatea mare. Asta deci și una și alta, și lectura, și 7 ani de acasă, dar în primul rând, povețele părinților. Corect. Eu vreau să vă mulțumesc din toată inima, domnule Țopoa, pentru timpul acordat, pentru plăcerea că v-am avut oaspete la biblioteca noastră și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc!